Zalăul și mai multe localități din județul Sălaj au fost lovite duminică după masă de o furtună puternică care a distrus mai multe acoperișuri ale câtorva case și a doborât copaci. Pagubele produse de vânt sunt serioase. Geamul unui balcon a fost rupt și aruncat pe un trotuar extrem de circulat. Din fericire, în acel moment nu au fost persoane în zonă și nimeni nu a fost accidentat. Circulația s-a desfășurat cu dificultate din cauza crengilor căzute și a apei acumulate pe carosabil. Canalele au refulat pe șosele în urma precipitațiilor căzute timp de 10 minute. Pe strada Crasnei, mai multe case au rămas fără curent în urma furtunii. Echipele de la Electrica acționează pentru a remedia problema. Mulțumim telespectatorilor care au trimis imaginile la redacție. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de e-mail zalautv@gmail.com, iar la 3 filmări veți primi un cadou personalizat ZTV.